Institutul Muncii a fost aseară gazda galei luptătorilor. S-au dat premii și s-au ciocnit cupe de șampanie în semn de mulțumire pentru anul 2023, unul rodnic pentru luptele moldovenești. Campioanele mondiale Anastasia Nikita și Irina Rângaci au fost cele care au deschis gala luptelor. În cadrul tradiționalului eveniment, care recompensează performanțele luptătorilor și antrenorilor, au fost acordate premii bănești de la sponsori privați, Ministerul de Profil și Primăria Municipiului Chișinău. Și să ne faceți în continuare mândri! A fost un an foarte dificil, fiindcă a fost un an preolimpic și a fost nevoie de mult mai multă dedicație pentru a participa la turneile, la primul campionat care a fost unde s-au dat în primele bilete către Jocurile Olimpice și a fost foarte greu. De fapt, am reușit să obțin cota pentru Jocurile Olimpice, mult mai mult înseamnă decât medalii de aur la campionatul mondial, așa că eu sunt mulțumită de mine de acesta. Toți cei care au obținut un randament maximal în anul 2023 s-au ales cu diplome și premii. Printre ei se numără și antrenorul lotului național Andrei Chiper. Da, anul 2023 a fost un an greu, dar cu rezultate frumoase, cum ați văzut. Anul 2024 se așteaptă un an foarte încărcat. Luptătorii susțin că anul curent a fost unul de succes pentru ei, însă marile provocări abia urmează. Anul 2023 pentru mine a fost unul foarte productiv, unde am obținut niște rezultate foarte bune. Sper că pe viitor anul 2024 să fie unul cu mai multe succese, dar pentru asta știu bine că trebuie foarte multă muncă și doar cu ajutorul Domnului sper să fie totul bine. A fost un an cu greutăți, dar mă bucur că ne-am descurcat atât de bine, am adus două medalii de aur acasă, dar am vrut mai mult, dar deja cum este, sunt foarte mulțumit de acest an și sper în curând să obțin ceea ce. Pe scena galei luptelor au urcat și câțiva artiști.